Deschidem cartea Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 21. Vom citi versetele 25 la 28. Luca, capitolul 21, versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe unor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Amin! Să ocupăm locurile! Oamenii sunt foarte interesați de venirea Domnului în aceste zile. De fapt, în toată istoria, ori de câte ori au venit necazuri, calamități, probleme, oamenii au așteptat venirea Domnului și au pus întrebarea, nu cumva, evenimentele acestea prevestesc venirea Domnului? Și am observat că cei mai mulți oameni sunt interesați să știe când vine Domnul. Asta este preocuparea numărul unu. A doua preocupare este cum, în ce mod va veni Domnul. Și am observat, din păcate, că cel mai, ce mai puțin dintre noi uh, suntem interesați să vedem cum să-L așteptăm pe Domnul. Oamenii sunt uh, gata să știe când, cum vine Domnul, dar nu sunt preocupați așa de mult să fie pregătiți să-L poată întâmpina pe Domnul. Când am ales predicile acestea despre vremea sfârșitului, m-am concentrat întotdeauna să găsesc din Cartea Lui Dumnezeu cum ar trebui să fim noi în așteptarea Domnului, cum ar trebui să fim pregătiți. Pentru că dacă o luăm pe partea cealaltă când vine Domnul, s-ar putea să comitem și noi, cum au comis de-a lungul istoriei, foarte mulți oameni greșeli fatale, Făcând programări Domnului când să vină și cu toți au greșit de fiecare dată. Apoi, dacă ne-am concentrat asupra scenariilor cum va veni Domnul, sunt așa multe idei, așa multe scenarii apocaliptice și nu are sens să ne mai încurcăm și noi cu unul. Cred că ne-ar beneficia fiecăruia dintre noi. O învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu să știm cum să ne pregătim, cum să fim gata pentru întâmpinarea Domnului. Acum, Cartea Sfântă ne spune că pe pământ va veni un necaz mare. Dacă citiți în Cartea Apocalipsei, de la pasajul când Apostolul Ioan primește mesajul pentru cele șapte biserici ale Apocalipsei, Cuvântul lui Dumnezeu începe să descrie ruperea peceților. Mielul rupe pecețile cărții istoriei umanității, dacă vreți. După pecețile acestea șapte, urmează șapte trâmbițe, care fiecare vesește câte o calamitate, câte o nenorocire care vine pe pământ. Apoi, după trâmbiță, vin șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu care se revarsă pe pământ. Tot ce conține cele șapte peceți, cele șapte trâmbițe și cele șapte potire se numește în Sfânta Scriptură necazul cel Mare. Un necaz care, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, n-a fost niciodată pe pământ până atunci și nici nu o să mai fie. Necazul acesta mare este însă scurt. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a concentrat în șapte ani. În șapte ani se vor întâmpla așa multe lucruri, așa multe calamități naturale, așa multe pedepse ale Lui Dumnezeu care vor veni peste lumea noastră. Acum, creștinii de astăzi se împart în trei grupe principale privind necazul cel mare. Unii spun că Domnul ne va răpi pe noi, înaintea necazului celui mare și aceștia se numesc pretribulaționiști. Tribulație, necaz, pretribulaționiști. Vă mărturisesc că mi-ar plăcea foarte mult să se întâmple așa. Ne-aș dori din toată inima să mă scape Domnul să n-ajung prin cele, necazul cel mare. Dar sunt creștini care și ei tot cu Biblia, tot cu versete din Scriptură, tot cu o gândire logică, ne spun că noi o să fim răpiți de Domnul la mijlocul necazului celui mare. Ăștia sunt midul tribulaționiști Apoi vin alți creștini care, tot cu Biblia, tot cu interpretări logice, ne conving că Domnul ne va răpi după necazul cel mare. Deci vom trece prin necazul cel mare. Citim în Apocalipsa, în capitolul 7 de la versetul 9, că apostolul vede dintr-o dată o mulțime enorm de mare de oameni, o gloată care nu putea să numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finici în mâini, și apostolul întreabă, Doamne, dar cine, cine sunt ăștia? Și Domnul spune, ăștia vin din cazul cel mare ăștia și-au spălat hainele în cazul cel mare. Ce vreau să spun? Nu vreau să fac confuzie în capul nimănui. Vreau să vă spun că indiferent când vine Domnul, înaintea necazului celui mare, în mijlocul necazului celui mare și la sfârșitul necazului celui mare, ar trebui să fim pregătiți și să-L așteptăm pe Domnul și să mergem împreună cu El. Încă o dată vă spun, mi-ar conveni foarte mult să nu trecem prin necazul cel mare. Dar, așa cum spuneam înainte, nici unul dintre adepții acestor trei teorii nu poate să ne garanteze că lui e bună. Eu am început să cred că Domnul ne va surprinde, de fapt, pe toți la venirea Lui și toți cei care au creat scenarii și planuri Domnului cum să vină, ori să rămână puțin rușinați, că Domnul va veni complet diferit de ce și-au imaginat oamenii. În textul pe care l-am citit, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, Luca 21, și Domnul spune că înaintea venirii Lui, cu putere pe nori cerului, cu slavă mare, lumea din vremea aceea va fi caracterizată de trei, Lucruri deosebite și despre asta trei vreau să vorbesc în această dimineață. Va fi strâmtorare între neamurile pământului, va fi un fel de confuzie, o, o perplexitate, oamenii nu vor ști ce să facă și apoi va fi o spaimă îngrozitoare că oamenii își vor da sufletul de, de groază. Trei lucruri. Și întrebarea. Este cum o să supraviețuim, dacă va trebui să trecem prin ele, cum vom supraviețui la aceste trei lucruri care vor fi înaintea venirii Domnului. Dar haideți să le luăm pe rând și iată ce spune cuvântul Domnului. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, strâmtorare printre neamuri. Primul testament care s-a tradus în limba română, Testamentul de la Alba Iulia, 1650, spune așa pe pământ tânguirea păgânilor. Tânguirea păgânilor. Strâmtorare între neamuri. Acum, cuvântul ăsta strâmtorare, în primul rând, nu prea se potrivește în America. Aici nu prea suntem strâmtorați, nu? Din niciun punct de vedere. Și este cam, cam vechi, e arhaic. Ce înseamnă cuvântul acesta? Din greacă, sunoke înseamnă stres, tulburare, necaz, situație fără ieșire, a fi strâns din toate părțile, închisoare, suferință, durere, chin. Durere și chin. O Biblie tradusă recent în limba română, Biblia Fidela, folosește expresia aceasta, chinul națiunilor. Chinul națiunilor. Națiunile Pământului vor fi puse în așa situație de strâmtorare. Gândiți-vă la război, foamete, colaps economic, răscoale, revoluții, vărsare de sânge, Privațiuni de toate felurile. Biblia Regelui Carol, de exemplu, spunea: Noroadele vor fi cu inima strânsă. Lumea va fi cu, cu, cu inima strânsă. Va, va fi așa o tensiune între neamurile pământului cum nu a cunoscut lumea până atunci. Lumea va trece prin necazuri prin care n-a crezut vreodată că va trece. Ați crezut vreodată, când ați venit în America, că o să trăim asemenea zile care le trăim acum? Orașe ca și Portland, unde răscoalele continuă în fiecare zi și în fiecare noapte, nu? V-ați gândit vreodată? Nu nu, nu m-aș fi crezut niciodată. N-aș fi crezut că în America se vor aduna tinerii să dea foc la Biblie în mijlocul orașului, cum a fost în Portland, de exemplu, nu? sau să fie demonstrați împotriva Lui Hristos și a Bisericii Lui. Nu ne-am fi putut imagina. Vor veni necazuri la care nu ne-am gândit vreodată, nici nu ne-ar fi trecut prin cap că se pot întâmpla. În Ioan 16, versetul 33, Domnul Iisus a spus așa, în lume veți avea necazuri. Veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Care este cel mai, cea mai mare nevoie a noastră atunci când trecem prin suferințe, prin strâmtorare? Cea mai mare nevoie a noastră este de mângâiere, de încurajare. Ei, am o veste foarte bună. Duhul Sfânt este mângăietorul. În zilele acelea vom fi mângăiați de Duhul lui Dumnezeu, poate ca niciodată. În Ioan capitolul 14, versetele 16 și 17, în fapt sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăietor care să, care să rămână cu voi în viac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că-și rămâne cu voi și în voi. În acele vremuri grele, Biserica lui Hristos va supraviețui pentru că Duhul lui Dumnezeu este Duhul Mângâierii. Îi va mângâia pe credincioșii lui. Nu ne va scăpa, probabil, Dumnezeu de cuptor, dar va fi cu noi în cuptor așa ca și cu tinerii aceia din Vechiul Testament. Nu vom fi singuri în cazul cel mare, dacă vom trece prin el, pentru că Duhul lui Dumnezeu va fi în noi și cu noi. El ne va aduce pace și încurajare. Aș vrea să vă dau două exemple din viața Apostolului Pavel, cum l-a mângâiat și l-a încurajat Duhului Dumnezeu atunci când Pavel a fost la strâmtorare. Pavel este în Corint și predică Evanghelia la sinagogă în fiecare sâmbătă, în fiecare sabat. Evrei din Corint, cei care au membri, în, dacă vreți, în sinagoga aceea, nu numai că s-au împotrivit Evangheliei vestite de Apostolul Pavel, dar spune Sfânta Scriptură că și-au bătut și joc de Pavel. Împotrivire și bat jocură. Când diavolul vrea să te descurajeze, vrea să te îngenuncheze, nu numai că îți ridică împotrivitori care nu sunt de acord cu tine, dar îți ridică batjocoritori care își bat joc de tine, de nevastă ta, de pruncii tăi, de viața ta, de tot ce ai făcut tu. Ce face postul Pavel în situația aceasta? Pleacă din sinagoga aceea și se duce vecin cu sinagoga, și începe să predice Evanghelia în casa unuia care și-a pus casa la dispoziție. E bine, noaptea aceea a venit Domnul Isus la Apostolul Pavel prin Duhul lui cel Sfânt și spune așa, nu te teme, ci vorbește, nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 9 și 10. În situația aceea, când împotrivire și bat jocuri la adresa lui Pavel, Duhul Sfânt intervine și Pavel este ridicat și îmbărbătat și merge mai departe cu Evanghelia. Același lucru se întâmplă în Ierusalim, când Pavel este arestat, este, la, este legat, este în pușcărie, dacă vreți, nu știe care este viitorul lui, este la strântorare. Duhul lui Dumnezeu îi vorbește Apostolului Pavel, Faptele Apostolilor 23, versetul 11. Îndrăznește, Pavele, că după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și la Roma. Vei pleca la Roma. Pavel, lanțurile astea de pe mâinile tale, îi pașaportul cu care o să mergi pe cheltuia la Imperiului să duce Evanghelia la Roma. Ok? O să te ducă romanii la Roma ca să le vestești Evanghelia. Imaginați-vă ce încurajat a putut să fie Apostolul Pavel în momentele acelea grele, nu? Mângăiere, încurajare. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne va încuraja și ne va mângâia în momentele acelea ale necazului când va fi strâmtorare printre toate neamurile Pământului. Așa vom birui vremurile acelea de strântorare, pentru că mângăietorul va fi cu noi și în noi. Apoi, în al doilea rând, spune Sfânta Scriptură că lumea va trece printr-o situație fără ieșire și nu va ști ce să facă. Iată cum formulează Cornilescu. Oamenii nu vor ști ce să facă. Nu vor ști ce să facă. Va fi o confuzie totală. Tot testamentul acela vechi de la Alba Iulia spune așa Atunci vor fi semne în soare și în lună și în stele Și prepământ tânguirea păgânilor Pentru lipsa sfatului Pentru lipsa sfatului Sunând marea și undele și valurile mării Lipsa sfatului Nu există nimeni să dea o lumină Nu există nimeni să dea o direcție Este o, o vreme de perplexitate în limba greacă cuvântul este aporia, care înseamnă perplexitate, dezorientare, uimire, confuzie, dilemă, lipsă de soluție, situație fără ieșire. Uitați-vă ce se întâmplă în vremea în care noi trăim. Ne uităm la televizor doar, doar găsim vreo lumină, vedem ce se întâmplă, încotro se duce lumea asta. Ce găsim? Confuzie peste confuzie fake news peste fake news, știri false peste știri false. Și oamenii nu știu ce să facă, nu știu ce să facă. Am discutat zilele trecute foarte mult cu un prieten de meu din Detroit și spunea, îl cheamă tot Petru ca și pe mine, spunea Petre, zicea el, spune ce, ce, avem de făcut, domnule? În, încotro să ne ducem. Să plecăm înapoi în România, îmi sugerea la un moment dat, zice, ar trebui să mergem undeva munți, așa, să ne ferim de lumea asta dezlănțuită în care noi trăim. Oamenii ar vrea să știe ce, ce au de făcut. Își vând casa, pun banii la bancă, să duc în chirie și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Dacă vine un colaps economic, dacă se schimbă banii, dacă vine revoluția, dacă se face, eu știu, naționalizare la toate bunurile de producție din țară, cum... România a mai, mai trecut pe aici, nu-i așa? Ce se va întâmpla mâine? Ce se întâmplă cu noi? Dacă nu iese Trump la alegeri, nu? Dacă vine Biden, care acum ne dă voie la copiii de la 8 ani să-și aleagă ce sex au. Te uiți, domnule bun, bătrân, bătrân, dar și nebun. Cum poți să... Cum poți să dai o țară pe mâna unui asemenea om? Nu? Te, te apucă groaza. Să o spui cu toată nonșalanța în fața televiziunii că copiii la 8 ani trebuie să fie liberi, nu să-i lase părinții să decidă dacă băiețelul vrea să fie fetiță? Nu, nu are nimeni, nimic de zis. Ce se întâmplă cu țara asta? Încotro ne ducem. Și atunci toți am vrea să știm, domnule, ceva, ce, ce, ce este de făcut în situația asta. Ascultați-mă, dacă acum este o confuzie în America, pe vremea necazului celui mare, va fi absolut teribil, absolut complet. Oamenii nu vor ști ce să facă din lipsa sfatului, cum spunea uh, traducerea aceea veche. Nu există cineva cu mintea întreagă să spună încotro se duce lumea și ce este de făcut. Perplexitate. Oamenii vor rămâne ca la dentist. Ca într-o capcană din care nu este niciun fel de ieșire. O stare de tulburare generală, de confuzie. Și la confuzie ai nevoie de lumină, ai nevoie de sfat, ai nevoie de călăuzire. Când Domnul, cât timp Domnul a fost cu ucenicii, El a fost călăuza lor. Lumina care i-a călăuzit pe ucenici a fost Domnul Isus. Dar El i-a spus, eu mă duc și vine un altul în locul meu, un alt mângăietor care vă va călăuzi. Iată ce spune Ioan, capitolul 14, versetul 26: Dar mângăietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. În vremea aceea de confuzie care va veni peste lume, când nimeni nu va ști ce se întâmplă, încotro merge lumea, ce se petrece, când va fi acea perplexitate totală, va trebui să ne bazăm întru totul pe Duhul lui Dumnezeu, care ne va aduce aminte cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele Domnului, care ne va călăuzi în tot adevărul, care ne va învăța ca să. Ce să spunem atunci când o să fim interogați? Ascultați-mă bine, dacă lumea asta se schimbă în America și vin comuniști la putere, prima victimă a lor este biserica. Noi suntem primii vinovați că am votat cu ei alții. Vom trăi vremuri grele și de persecuție. Și Domnul spune, când vine strâmtorarea aceasta, să nu vă îngrijorați ce o să ziceți pentru că Duhul lui Dumnezeu vă va da în momentele acelea cuvintele potrivite cu care să răspundeți celor care vă anchetează. Duhul Sfânt ne va lumina mintea să înțelegem care este voia lui Dumnezeu în situația aceea de confuzie. El ne va călăuzi și ne va da putere să rezistăm ispitelor și necazurilor care vor veni peste lumea întreagă. Și ultimul lucru despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, Aici cuvintele Domnului Iisus spune că va exista o spaimă generală, o frică uh, generală care va, îi va face pe oameni să moară pur și simplu de groază în situația aceea dificilă a uh, necazului celui mare. Oamenii își vor da sufletul de groază, spune cuvântul Domnului tot testamentul acela de -al primul în limba română spune și murind oamenii de frică, oamenii vor muri de frică, vor muri de inimă, vor face stroke, cine știe ce, datorită acelei situații de stres, de strâmtorare, de confuzie, și de groază, de spaima aceea care va fi alimentată de diavolul și de uneltele lui în timpul acela. Uitați-vă doar la pandemia în care noi suntem. Nu este așa că am ajuns dintr-o dată la strâmtorare, mulți și-au pierdut geaburile, nu mai pot plăti morghiciul și așa mai departe. Apoi, după asta, a venit confuzia, că nu mai știe exact ce e bine și ce este rău. Astăzi vin doctorii și ne vorbesc ce grozavă e masca, mâine ne spun că nu-i nu bună de nimica. Ne vorbesc despre tratamente, a doua zi ne spun că nu există tratament, uh, unii ne promit vaccinuri, alții spun că alea sunt uh, lucruri numai ca să ne ia banii. Uh, deci e o confuzie formidabilă. Și în același timp, ce se întâmplă? Vedem spaima oamenilor. Dumneavoastră nu sunteți revoltați, am fost la Home Depot. Bun, înțeleg că te duci la Home Depot și îți pui mască. N-am avut și mi-au dat ei. Am pus-o că da, asta e la modă, nu? Dar să-l vezi pe om că iese din Home Depot, se duce cu mască la mașină și cu masca aceea își descarcă materialele și cu masca urcă la volan și pleacă cu masca în mașină să-l infecteze motorul, să te... da, da, ci, 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 A, Asta nu mai înțeleg, domnule, acum. Nu mai înțeleg. Spunea nevastă mea, uite cum, cum a nebunit lumea asta. Uite cum i-a ne -ne -ne nebunit pe toți a băgat spaima în vieții oameni, cred că și dorm cu mască ăștia. Cine știe? I don't know. Am devenit dintr-o dată cobai unor experiențe sociale. Ne supunem, domnule, de groază. Domnule, microbiul ăsta tot timpul au fost pe aici, nu? Cine știe de câte ori ne-a vizitat și nu s-a întâmplat nimic. Păi dacă trebuie să murim, Morim, ne ducem la Domnul, ne ducem în Împărăția cerurilor. Este cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla, nu? De ce ne temem, Domnule? Ce se întâmplă cu noi? Dar lumea va trăi într-o spaimă îngrozitoare. Cuvântul grecesc, iar aici, este fobos, fobie, spaimă. Unele traduceri în în limba română spun că oamenii vor muri de inimă, le va ceda inima, vor leșina, își vor da Duhul. Este o, va deveni o spaimă generală urmată de sinucideri, nu? Atacuri de inimă, strokes, pe fondul suferinței și a perplexității, că nu știi ce să faci, nu? Te uiți la știri și ea bagă groaza în tine tot timpul. Tot timpul. Câți au murit, Ascultați-mă bine, anul ăsta în America au murit mai puțini oameni ca anul trecut în America, okay? cu tot COVID-ul ăsta. Dar este cineva interesat să bage groaza noi, să bage spaima în noi. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu noi. Pe vremea sfârșitului, această spaimă nu va cunoaște limite. În momentul de panică avem nevoie de credință, pentru că singura care alungă uh, spaima și frica din oasele noastre este credința într-un Dumnezeu atotputernic care conduce lumea asta. Și Duhul Sfânt are menirea aceea să inspire credință în asemenea vremuri. El ne va aduce aminte de cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu. Și aceste promisiuni dintr-o dată vor deveni imboldul care va stârni credința noastră în El. Duhul Sfânt ne va lumina mintea să înțelegem în Scripturile. Duhul Sfânt ne va răspunde la rugăciune. Duhul Sfânt prin darurile Lui prezent în biserică ne va vorbi. Prin revelații personale Duhul Sfânt ne va vorbi. Aseară am vizitat o familie ne-am întâlnit mai mulți prieteni de altă dată de prin Chicago, și una dintre surori ne-a făcut o mărturisire, așa, senzațională. Ne cunoaștem de multă vreme, dar niciodată nu mi-a povestit asta. Zice, ei au venit în America înaintea noastră. Noi suntem deja de 35 de ani în America, ei erau deja aproape de 40. Și spunea ea, când am venit în biserică într-un anumit oraș, Zice, nu mi-a plăcut deloc ce se întâmplă acolo. Pastorul era prea moale, predicatorii erau prea înceți, prea... nu am vrut să aud pe niciunul dintre ei, eu am fost supărată. Și într-o noapte am visat un vis foarte ciudat. Am visat biserica noastră, zicea aia la care eu mergeam, și toate era din argint, strălucitor de frumoasă, extraordinară. Dar nu era nimeni la învon. Și am întrebat, dar nu e nimeni la învon? Zice, și o voce mi-a spus, ție și așa nu-ți place niciunul dintre predicatorii care sunt în biserica asta. Ce sens are să fie? Zice, din ziua aceea, n-am mai făcut niciun complain, nicio... toți predicatorii mi-au plăcut. Eu mulțumit lui Dumnezeu pentru toți. În momente dificile din viața noastră, Duhul Sfânt va interveni, ne va vorbi. Și atunci când toată lumea va tremura de groază și de frică, Duhul Sfânt va sfârni credința în noi. În Ioan 14 cu versetul 27, Domnul Iisus Hristos a spus, și aș vrea să notați cuvintele acestea și să le țineți în sufletul dumneavoastră. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea să nu vi se tulbură inima, nici să nu se înspăimânte. Vremurile sfârșitului vor fi marcate de trei lucruri. Numărul unu, strântorare printre neamuri, suferință, necaz, lipsuri. Puneți aici tot ce vreți rău care poate să existe. Va fi marcată vremea aceea de confuzie. Nimeni nu va ști încotro soia, și să aibă soluție pentru strâmtorarea care a venit peste lume. Și apoi oamenii din jurul nostru își vor da sufletul de groază, de groaza evenimentelor care vin și vor fi peste lume. În zilele acelea, dacă trebuie să trecem pe acolo, dacă zilele acelea sunt aproape, contați pe un singur lucru, pe Duhul lui Dumnezeu care este mângăietorul, ne va mângâia necaz, ne va da lumină în vremurile de confuzie și ne va stârni credință în vremurile acelea în care toată lumea va tremura de groază. Vom fi biruitori, pentru că cu Domnul nu putem fi decât biruitori și mai mult decât biruitori. Numele Lui să fie slăvit în vecii vecilor. Amin.